Astăzi este ziua muncii marcată în majoritatea țărilor din lume. La Chișinău aceasta a trecut fără evenimente organizate. În schimb, în orașele administrate de oamenii fugarului Ilanșor s-a sărbătorit din plin. Atât la Bălți cât și la Comrat au fost organizate concerte, dansuri, activități interactive pentru copii și s-au împărțit gratis frigărui. În ambele cazuri, evenimentul dedicat teoretic zilei muncii s-a transformat în unul cu tentă politică. În centrul orașului Comrat a fost amenajată astăzi o scenă și mai multe trambuline pentru copii, deși pretextul evenimentului a fost ziua muncii. Atât pe scenă cât și pe panoul pentru poze era afișat logo-ul blocului creat recent din partidele clona ale formațiunii Șor, care a fost scoasă anul trecut în afara legii. Liderii politici din regiune au refuzat să ne spună cine a finanțat totul. Cine finanțează dane mereprijatie? Ненародное събрание. А кто? А кого это интересует? Вас? Народа вас интересует? Или кто-то подсказал? Финансирует блок Виктория? Победа? Я не знаю. А скажите, это те же ресурсы, которые вы... Парламент Республики Молдова Александр Суходольский. Из каких средств финансируется это мероприятие? Bașcana Evgenia Guțul a anunțat sponsorul evenimentului doar când a urcat pe scenă. Organizaval dane mereprijatie, radăți nașim detem, mamam, papam, babușcăm și dedușcăm. Eta Ilan Mironovici Șor. Dacă unii s-au bucurat de petrecere, alții s-au arătat deranjați de faptul că sărbătoarea a fost presărată cu elemente politice. Consider că trebuie să facem la dacă un eveniment pentru toată lumea să fie a politică. Aș ceva bine face, dar nu spați politica. Doar oamenii se odihnesc, că atât de ziua munții. Da, dani uvajenie труду наших людей. Это исторически очень давний праздник. Мы его ценим и любим. Его празднуют и в Европе, и в Америке, и в Китае, и в России, и в Турции. Все страны мира. Это очень большой праздник для всего человечества. А почему сегодня знаки одного политического блока? Вы сами разберетесь. Вот батут и для детей, а мы тоже, как пожилые люди, тоже хотим, чтобы на какое-то внимание на нас обращали. Именно вот на нас. Мы вот сейчас ходим, вот сейчас пройдемся и пойдем домой. Больше нечего нам делать. Cât timp oamenii au dansat, bucătarii au pregătit frigărui. Oamenii au făcut coadă la ghereta cu mâncare pe care au primit-o gratis. Blocul fugarului Ilanșor a organizat un concert și la Bălți, după același scenariu, iar locația aleasă a fost Parcul Victoriei. Unii locuitori din municipiul Bălți au declarat presiei din regiune că sunt nostalgici după vremurile când ieșeau la paradă de ziua muncii. День солидарности и труда, в первую очередь. Чего нету, как было раньше. Пустая площадь. А раньше как было? Было весело, было, праздновали музыка. Традиции умирают. Традиции были очень хорошие. Сейчас все нету. Раньше как праздновали? Было, не знаю, массовое гуляние это было или нет. Люди выходили, собирались. Сладкая вата, шарики, парад был, да. Организации выезжали. Сейчас вообще ничего нет. Мы пришли, посмотрели. Пустота, разворачиваемся, идем домой. Азы мы бине. Фэра демонстрации, фэра митингур. И мы бине. А сейчас у сарбатурим. Я говорю, где пост нечто рассад.
și cred că azi avem de lucru. În 1889, Congresul Internaționalei Socialiste a decretat data de 1 mai, drept Ziua Internațională a Muncii. În memoria victimelor grevei generale din Chicago, cu timpul, aceasta a început să fie marcată în majoritatea țărilor lumii. Iar în unele state, autoritățile au convenit cu sindicatele ca această zi să fie liberă.